vreau să vorbim despre lucruri serioase, pentru că mă pregătesc să dau legătura colegului meu de la Știri Repro TV, pe care îl vom vedea astăzi altfel decât cum suntem noi obișnuiți. Și nu este alături de Andreea Marinescu sau Lavinia Petrea, ci alături de Matei, fiul său. Mihai, ai legătura? Da, mulțumesc, Adela, Bogdanel și Ruben. Vă salutăm de aici, din cadrul Mării Egee. Suntem pe platformă petrolieră. Am venit să tragem petrol. Nu știu dacă aveți și voi petrol în curte la voi, dar în orice caz... Posibil la Adela, să știți. Eu niște zăcăminte de uraniu, atât. Da. Doamne ferește! Am glumit! Ca să înțelegeți niște probleme ale mele. Vă pupăm, dragilor! Bine ați venit! Și bun găsit și telespectatorilor voștri. Și ai noștri, probabil, că o lasă parte că dintre... și noi salutăm pe ai voștri, acum și să voi, salut, da. Și tu pe ai noștri. Înainte să începeți discuția, în primul rând, la mulți ani. Și Mihai, am o întrebare, pentru că nu ni s-a întâmplat chestia asta mai devreme cu acest cuvânt huțuțuie, hututuie. Ție nu ți se întâmplă atunci când vezi o știre pe promptă sau întâlnești un cuvânt? Nu, cu huțuțuie nu mi s-a întâmplat niciodată. Nu i s-a... Cu hutuie poate, dar nu cu huțuțuie. Mi s-a întâmplat odată cu micuței argentiniene, n-a vrut să iasă cu mine, micuței argentiniene și zdrențe a făcut-o și așa a rămas, da, cu cuțuțuie, nu pare rău. Știi ce mi se pare mie tare? Că voi v-ați câștigat dreptul să... Aveți să și stângul! Să și glumiți pe lucrurile astea, chiar dacă sunt știri, adică... Știi ce se întâmplă? Mie mi se pare că oricum este dimineață și la voi este dimineață, dar nu atât de dimineață. Corect. Da? Oamenii intră într-un anume ritm atunci când știi unde să-i conduci. Da. După ce că suntem într-un cadru de sau și un context destul de trist, da? Și în fiecare zi ne gândim ce ne mai aduce ziua respectivă nou și dacă va fi bine sau bun, ar fi culmea să-i mai împovărăm și noi cu niște fețe de-alea triste, o atitudine morocănoasă. Corect, sau eu știu, corect, numai... corect. Știi, hai să zicem că nu morocăn, nu ești morocăn, ești la serviciu și n-ai... Că arbitru de fotbal trebuie să-și vadă treaba pe teren, profesorul la cadetră trebuie să fie într-un anume fel față de elevi, așa și noi și voi trebuie să fiți... Dar eu aș vrea să te întreb... Și trebuie să fim altfel în fața oamenilor, pentru că ei asta așteaptă. Ei așteaptă să se simtă bine. Când mergi la cinema, mergi să vezi un film bun. Când mergi la teatru, mergi să vezi o piesă adevărată. Să vezi pe oamenii care evoluează pe scenă, că într-adevăr îți dau viață. Și când pleci de acolo, vorbești 3 ceasuri numai de ce ai văzut. E, aia înseamnă că ți-ai atins țel. Perfect. Ca profesor am înțeles. Ca prezentator am înțeles. Ca tată, cum trebuie să fii? S-a încheiat emisia, că eu am plecat. Hai să ne spună Matei. Matei, zi-mi puțin cum se descurcă tatăl tău în această ce poziție. Zici? Deci, tătuțul meu iubit... Oh, a început bine! Nu, că suntem la televizor. Nu, glumești. Glumești de nu? Nu, e un tată de nota 10. Chiar este un tată de nota 10? Fără mișto. Când ți-ai dat seama de asta? De când m-am vorbit serios. Am vorbit serios. Există un moment în viețile copiilor, da, în viața copiilor, când își dau seama că, bă, cred că-s mișto părinții mei. În fiecare etapă a dezvoltării mele mi-am dat seama că el a fost aproape de mine, m-a ajutat în absolut orice domeniu în care am avut dificultăți sau nu știu, n-am putut eu să mă descurc. Și așa cred eu că trebuie să fiu un părinte. În continuare, adică stai. Dar e un părinte permisiv? Să ne înțelegem. Sau nu? Are niște reguli? Nu, are, na, ca orice părinte are și niște reguli. Dar care sunt alea? De exemplu, ce nu acceptă? Cel mai des pe care l-aud de când sunt mic e chestia cu spălatul pe mâini. Întotdeauna să ne spălăm pe mâini când intrăm în casă. Tu erați cu spălatul pe mâini să fim... de mult, nu? Da. Nu de mult. Dintotdeauna. Eu făcând sport de performanță și plecând în tabere, apoi cantonamente de mic, am văzut foarte multe lucruri la viața mea, înțelegi? Extrem de multe lucruri. Și în câteva rânduri mi s-a întors stomacul pe dos. Și am zis, frate, trebuie să ne spălăm pe mâini. Păi nu e chiar așa. Dinainte să fie cool. Pe era. Cuvânt. Și atunci am zis, gata. Și i-am inoculat chestia asta, l-am bombardat pur și simplu cu treaba asta. Dar încă, apropo, și la vârsta asta îți mai spune Dar nu contează. E vorba de, cum să spun, de instinct. Când a venit în casă, i-am zis, te-ai spălat pe mâini? Știu că se spală.
Dar nu mi se mai întâmplă să uit, pur și simplu. Dar nu știu. Câți ani ai, Matei? Am împlinit 21 deci de martie. Deci 21... Aproape fac 22 de martie. De 21 de ani tu auzi în fiecare zi, te-ai spălat pe mâna. Nu chiar, nu în, chiar în fiecare zi, dar... Sâmbăta jumică e închis. I-au crescut mâinile destul de mult între timp, dar încă aude vorbele. Și s-au și albit. Da, da, da. Nu că am găsit, am găsit niște mănuși de când era mic. De la așa. Da, eram bebe. I-a plăcut filmul cu mâinile curate, lui tati. Să știi că îi plac și filmele acelea. Bine, să nu intrăm pe teritoriul meu, că nu mai, nu, te mănânc. Trebuie să țineți emisiunea până mâine. Te mănânc. Rolurile se mai inversează în timp. Am văzut revanșa de 29 de ore. Așa de la un punct încolo. Da, da. Sunt lucruri pe care și tu îi le ceri tatălui tău. Nu știu, spre exemplu, du-te tată și fă-ți analizele. Sau, vorbă serios. Chestii de genul ăsta nu. Dar mai cer și eu la anumite lucruri. Nu știu să-ți dau acum un exemplu concret, dar... Imperativ. Ce nu-ți place la el? Ce nu-ți convine? Nu-mi place unde m-ai dus. Că da, nu, după cu el mă duc acasă. E adevărat, dar poți să vii cu tramvaiul, nu e o problemă. Nu. Și vezi, măi, ta, cheile de la mașină sunt la mine. Aia zi, și mașina trebuie să fie alimentată, are cu benzin, înțelegi? M-a lovit acolo, de mă doare pe mine cel mai tare. Păi bravo, ce nu știam. N-ați avut și voi perioada asta de conflict? Că de regulă adolescenții... Ba da, nu există. Ba da. Nu există. Ce să... cum. Când începe rebeliunea, astea, sunt lucruri, astea sunt lucruri intime pe care, cum să spun eu, le guvernăm noi, da, în familia noastră. Nu știu, eu am fost un copil rebel, de exemplu? Nu. Asta, nu știu dacă am avut probleme de genul ăsta. Adică în niciun caz. Nu. Am făcut și eu prostioarele mele, se încadrează în nota aceea normală a adolescenților. Am ajuns unde voiam. Cum te rog. Ați făcut, cum l-ați educat, astfel încât să nu aveți probleme cu el în adolescență? Că mie mi se pare că e cumva o oglindă adolescența asta, a ceea ce faci cu copilul tău și de relația pe care o construiești până în acel moment. Da, știi? Tu nu ai prieteni care s-au... Noi avem exemple de prieteni de-ai noștri care au copii și care cu au mari avut probleme. Mari probleme, nu probleme... Și când nu spui probleme, este una, și când spui mari probleme, exact, dăm în altceva. Și de regulă nu este neapărat vina copilului, ci a relației care s-a construit e până în acel moment. E posibil să ai dreptate, nu neg, dar cred că și materialul contează. Cu siguranță. Nu numai croitor. Da, uite, dacă revenim la ce spuneai tu mai devreme, el și mama au fost niște părinți permisivi, adică nu mi-au îngrădit, băi, nu te duci acolo, nu face chestia deci, aia. Deci asta e lucru important, dar are libertate. Da. El are dreptate, noi am fost elastici. Mm-hmm. Chiar dacă în momentul în care a început să iasă, să plece, a dobândit permisul de conducere de 2 ani încoace, pleacă. Da, în prima zi m-a lăsat cu mașina. Nu, dar n-ai dar idee. Lași. Da. Da, n-ai idee. Și rog, asta este marea lui greșeală. Că nu înțelege că noi ne consumăm extrem de tare atunci când nu știm unde este. Da, doar să tai din când în când. Atât. Da, da, da. Nu, asta, dar le are pastea. A, am crezut că dormi. Da, da, ai crezut că stau cu capul în lighean că m-am încins. Păi, dă-mă și mie un SMS să știu unde ai ești. Ai ajuns bine, atât. Ești în ordine. Da, da, da. De obicei face și chestia asta, dar în alte conjuncturi nici măcar nu ține telefonul deschis. Situațiile lui, știi cum e. Știi când te ia valul ăla, te ajungi într-un loc și te iei cu prietenii. Păi de-aia te întreb. Vezi că ai trei. Vorbesc serios, că chiar mă gândeam zile drepte, băi, abia aștept să crească copiii. Și am vorbit cu un tată care a spus, măcar când sunt mici, îi ții lângă tine. Știi cum sunt? Sunt în siguranță. Da, exact. Când cresc, nu mai știi de ei. Nu mai știi. Nu mai e în controlul tău. Ți-ai dorit să știi. Da, exact. Nu că neapărat pierzi controlul. E urât să spui că ai pierdut controlul copilului pentru că dăm în altceva. Dar ți-ai dori să mai stea cu tine acolo un pic, să fie lângă tine. Adică, sunt absurd ce spun eu acum, pare de domeniul SF. Aș vrea să fie plecat, dar să-l văd în permanență. Da, înțeleg. Știi? Uh-huh. Este imposibil. Și mi se mai pare că e o treabă atunci când cresc copii. După ce tot sensul vieții tale până într-un anumit moment e copilul, și totul e despre copil, la un moment dat copilul zice, măi, nu prea mai am nevoie așa mare de tine. Cred că e greu de gestionat asta. E și dureros, nu neapărat. Dar eu n-aș putea să spun asta niciodată. Dar nu, că nu-n adevărat. Nu, zic așa, eu ca și copil, ca cu viziunea mea. Cu siguranță mea, nu mai petreci atât de mult timp cu părinții tăi. Nu, clar. Că a renunțat de mult să mai pălătorească cu noi, să meargă asta cu noi. Zic, vacanțe, dar n-aș putea să spun că nu mai am nevoie de el, pentru că s-ar putea să fie un moment când am nevoie de el și să-mi pare rău că am spus că nu mai m-a ajutat.
Nu, dar înțeleg ce zic. Ăsta e șmecher, nu. Dar nu, da, asta e ideea, că am senzația acum, urmărind discuția voastră, că unde se duce este la relația de prietenie dintre părinte și copii. Bravo, și vreau să te întreb dacă tu faci, Mihai, eforturi să ții pasul și cu tehnologia și cu interesele lui. Nu fac neapărat eforturi, pentru că efortul face el suficient. Adică el ridică mingea și eu doar lovesc, înțelegi? Eforturile astea le face el și spune doar atât. Boss. Gata, și boss știe. Deci, aia. Mai vin și eu și condiționez câteodată lucrurile. Nu? Bineînțeles. Când exagerez. Când sare calul, i-am zis, autobuzul, tată, că știu că acolo îl doare cel deci mai tare. Deci iei mașina, nu? Da. Pe vremuri iei telefonul. Și eu mi-am luat gând după vremuri, că nu aveam nici telefon, nu aveam nimeni. Înțeleg? Adică, vezi, trecem generațiile astea care au fost, sunt și vor fi, trec prin anumite etape. El, când era mic, spunea, cum adică tataie nu ți-a cumpărat calculator? Bă, ce zgârcit! Bă, nu existau calculatoare! Sincer. Nu se poate! Știi? Ți-a luat briceagul, poate, sau ceva, da? Nici, bă, la care, bă, aveai voie cu arme albe? Da, nu. Da. Aveai o minge de aia de 35? Când a venit vorba de minge, mi-a venit o exact idee. Exact aia ți-am dat. Da, facem ceva frumos, Mihai, la un moment dat ai spus tu, ba da, da. Ai spus că nu, lui Matei ar plăcea să comenteze un meci de fotbal, e adevărat? Da, Matei, nu, și Mihai? Sigur că o să... Nu știu ce a spus, dar... Poate nu sunteți conștienți, doamnelor și domnilor, dar noi în platou aici, în fiecare zi, în fiecare dimineață, avem echivalentul lui Maradona la tenis de picior, Adela Popescu, da? Și în partea cealaltă, Pablito! O să... O să, găsiți această legendă, sportul. Acest, nici nu știu cum să-l numesc, al sportului la Pro TV, în general. Șurubel, veniți în față, vă rog, voi Bogdanel, doi. Nu-i normal, să vă spun ceva. Păi de pomul ăla l-a țântit mai devreme, dar a rupt salteaua în două și acum pune și la fotbal. Păi nu că e, și-a făcut încălzirea. Și-a făcut încălzirea, eu nu? Așa. Da, eu am păi sport, pentru chestii, eu sunt ce plătit în plus. Ce o să facem? Mihai și cu Matei vor comenta acest meci de tenis de picior. Acesta este Le File. Acolo mergeți, doamna Maradona, a tenisului de picior. Ea este Adela de la FC Dubai. Da, legenda tenisului de picior. Așa, Șurubel. Vă trebuie o minge, nu? Avem minge? Sau avem și minge. Vedeți că mingea e rotundă, da? Da. Oh, no. Mingea e rotundă. Vreau să știu cine e arbitru. Eu sunt arbitru, da. Și regulile sunt clare. Gata, mă. Da? Bun. Atenție, da. Atenție la tibie și peroneu, da? V-ați încălzit, da? Așa. E cel mai important. Gata. Da. Să n-ai mingeți ca mine cu două operații de mine. Bun. Doamne, eu îi distrag atenția Adelei prin senzualitatea mea. Comentează primul adevărat, meci. Nu, că mi-a atras atenția și mie. Adică... Primul meci comentat vreodată de Matei și Mihai împreună, acest tandem care s-ar putea să facă istorie. E posibil. S-ar putea să intre la Walk of Shame. Adela, tu se vezi prima. Ești amabil, mulțumesc. Ești sigur că știe să servească? Atenție. Poți să servești cu mâna? Bun găsit, stimați telespectatori. Bun găsit. Finala campionatului mondial de tenis cu piciorul Pablito El Pibedoro alias Adela și Messi al generațiilor noastre. Stânga ecranului și cine? Messi. Dar mă rog, bravo, frumos. Frumos. Hai să coborâm aici. Puțin. Are un pic din barba lui Messi. Are. Nu, aduce bine, mă. E singura mea asemănare cu Messi. Începe meciul. Da. Începe meciul. Are mingea frumoasă serva Adela. Bine. Excelent. Atenție. Și merge din. E până la urmă, este un gol. E valabil. E un gol. Așa. Este, e mai bine așa. Atenție, fiți amabil, domnul Messi, să nu vă intre vreo coartă. Mare atenție, da? Că Sania e acolo. Da, iată din nou. Foarte bine, Adela, ești 1-1, excepțional. Dacă permiteți. Și ăsta e meciul. Vreau să văd dacă e adevărat. Se joacă. Asta e punctul final. E 1-1. E 1-1, punct. Punctul decisiv. Se decide campionatul mondial, este clar. Atenție. Iată ce bine o ține, parcă aruncă la popice. Da? Și Adela. Nu se repetă, îmi pare rău. Nu s-a văzut nimic. Mulțumesc. Nu, arunca mingea iurea, domnule. Așa e. Natura, nu. Nu, arunca mingea iurea, adică Adela trebuie să primească practic o... Ia, pupă. Nu, cum să pupe, nu să pupă. Balonul de aur să pupă, nu atât. Și... Ia să vedem. Să vedem Adela. Excepțional. Foarte bine. Adela. Incredibil. Bravo. Stai cu
stai cu dezbrace. Și vreau și invers. Incredibil. Și să uscăm. Publicul este în delir. Nu, din tribună, stai. Nu e nicio problemă. Ai fost foarte bun. Nu, dați-mă așa. Ai fost foarte bun. Data viitoare să te apuci de altceva. Gata? Vă mulțumesc. Ești campioană mondială. Ce mai vrei? Atela. Da. Ce mai vrei? Au fost suficient. Au fost două din trei puncte, e suficient. Aplauze pentru campioana mondială. Da, de la Bucureștiu. Bravo. Mamă, de când așteptam să fac asta? Spun ceva? Acum faceți testul antidoping pentru că voi ați mâncat înainte. E clar că a fost dopată cu tiramisu. E clar. Și cu cozonac vechi. E clar. Facem apel la TASU. Stai că mă ia pe mine acum. La TAS, pardon, la TASE. Aș vrea totuși și cu micuțul. Demonstrativ, doar așa. Nu, 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 demonstrativ, tu ești campionul mondial. Opa. Opa, fii atent că ăsta mic știe. Nu e bara transversală, nu se pune. Hai, 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 că s-a deșurat. Nu are mic, e bine. Ok. Nu, e foarte urât. E foarte urât. Să mă pun eu pe mine valoare, scuză. Hai, o servă murdară. Hai, ultima serie. Nu, aut. Ok. Ok, au sunat de la UEFA și au zis să nu mai duceți jocul în derâdere. În cine? În derizoriu. Ah, bun! Și încă o dată ușor! Opa! Atenție la recuzită! Ne-au căzut! Nu contează! Ia o dată acolo, tată. Bravo. Să dea cu capul. A, tu să dai cu capul. Bun. Ce vorbești? Alo, 1, 2. Adela. Fiți amabil, cum ați reușit lovitura aceasta de cap căzută? Cu capul. Cu capul. Cu capul. Mulțumim frumos, Mihai și Matei. Dedu. Mulțumim și domnule. Bravo. Imediat. După o scurtă pauză facem și stopul pe piept. Da, dacă mai sunteți. Doamne ferește că nu ai un copil acasă. Stai liniștită. Măi, de ce ești rău? Vă rog să dați voi să dați voi pauză că noi mai suntem în stare. Mi se dezmembrează Adela, vă rog eu mult. O băgăm în serviciu publicitate că nu e prim. Și revenim după Matei Zitu, revenim după publicitate. Nu, stai așa. Stați așa. Lasă-mă că ne